Ieri s-a dat startul înscrierilor micuților la grădiniță pentru anul școlar 2021-2022, iar pe 17 mai, cu două săptămâni mai devreme, au putut fi făcute și reînscrierile pentru copiii care au frecventat deja cursurile învățământului preșcolar. Astfel, dosarul de înscriere al preșcolarilor trebuie să conțină următoarele acte: cererea de înscriere la grădiniță, copie certificat de naștere al copilului, copie buletin al părintelui sau reprezentantului legal, fișa medicală a copilului, hotărâri judecătorești, dacă este cazul, și adeverințe cu veniturile părinților sau alte acte doveditoare ale venitului familial pentru grădinițele cu program prelungit și săptămânal. Cererile de înscriere se găsesc pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Gorj, iar dosarul se poate depune fie în format fizic, fie online. Procesul de înscriere se desfășoară etapizat, conform Inspectorului Școlar General Adjunct Marian Staicu. După finalizarea etapei de verificare a cererilor și stabilirea numărului exact de înscriși, va urma etapa de evaluare a dosarelor. Și trebuie reținut că această înscriere o vom face în mai multe etape. În primul rând, părinții pot transmite aceste cereri atât în format fizic cât și în format electronic și după etapa de verificare a acestor cereri și stabilirea numărului de înscriși pentru fiecare grădiniță în parte, vom trece la evaluarea lor și la verificarea îndeplinirii condițiilor generale, dar și a condițiilor particulare pe care unele grădinițe le-au transmis la Inspectoratul Școlar și au fost avizate de către consilierul juridic al Inspectoratului Școlar. Tot în această perioadă se desfășoară și etapa a doua a înscrierilor în învățământul primar, fiind suplimentate locurile în mai multe unități de învățământ din județ. Legat de înscrierea în învățământul primar, suntem în etapa a doua. Săptămâna trecută, în ultimul Consiliu de Administrație, am aprobat suplimentarea de locuri acolo unde a fost nevoie. Am primit 5 sau 6 solicitări la unități de învățământ din județul Gorj care aveau nevoie de mai multe locuri decât le fusese repartizate inițial. Am dat aceste aprobări și urmează etapa în care sunt înscriși elevii și din alte circunscripții pe locurile rămase libere. În prezent se derulează și înscrierile elevilor din an terminal pentru susținerea examenului de bacalaureat. Astfel, absolvenții mai au timp până pe data de 4 iunie să își depună cererile. Înscrierea la examenul de bacalaureat și se va finaliza pe 4 iunie. Deci elevii care sunt absolvenți de liceu, fie din această promoție, fie din promoțiile trecute, se pot înscrie la examenul de bacalaureat. Reamintim că anul acesta probele scrise la examenul de bacalaureat încep la data de 28 iunie 2021.